Bună ziua, uitați-vă ce păr nespălat de 3 zile am, trebuie să mă spăl, vai de capul meu. Woody Allen. Ne uitam acum la Alina, un pic la vlogul ei cu operația la nas și s-a gândit Sonia să-și opereze mustața. De ce merge zoom-ul? Nu știu. Stai, mă apropie eu. Uitați, dă să se vadă lumea mustața, before, dar nu se prea vede. Are mustață, e băiat de treabă, Sonia. Dar nu se încălzește și cu fionul. Până pe calorifer, dar vezi că e rece. Nu știu, ne gândeam să facem un fel de get ready with us. Ne pregătim pentru sâmbătă seara. De am mâinile rece, nu se încălzește. Bagă-mi. Nu fac prostii, încălzesc ceara. Cum te cheamă? Vica. Ce fain ești. Da, eu mi-le mai dau jos. Ți-ai luat? Nu știu. Da, lipești eu pe cameră. Am omis bube. Da, să vă bubele. Dar te dai la o parte. Da. Au! Zici ceva. Nu pot. Am uitat să mă prezint. Salutare tuturor, numele meu este Andrei și astăzi iar și Sonia aici. Ne pregătim să ieșim în oraș. E ora 3. La 11 ieșim în oraș, dar ne pregătim pe acum. La 11? La 11:20. Fac scrub la buze. Ce? Fac scrub la buze. Cafeaua. Cu a ta, nu cu a mea. Cu a mea? No, serios? Nu știu ce vrei să faci. Închide ușa că mie mi-e frig. Explică-le ce faci. Fac scrub la buze. Adică ți le exfoliezi. Da, proteiniți. Să-ți așeze rujul. Trece așa vreo 2 minute. Bine, ciao. Ciao. Uitați, am descoperit, dacă pui ăsta pe boxă, sună vintage. Și am inventat o nouă chestie. Puteți asculta un trandafir la tirida mea vintage. Bravo, ai stil vintage. S-au părut ceva pe față. Da. Prin genele. Bravo. N-aveai. Erau ascunse. Ce ți-ai făcut la față? De cu corector. Am pictat. Nu mai duci buretele din baie? Ba da. Ține. Mersi. Vai, iud, ia-l de pe mine. Deci mi-am pus o șapcă că nu mai vreau să vedeți părul ăla nespălat cât ține retina voastră. Uitându-mă la asta că se machiază deja de 5 ani, m-am uitat la highlighterul ei care e foarte frumos. Eu nu știu ce nu focusează. Să vă arăt, dacă vreți să ieșiți în oraș și să aveți o față strălucitoare, să radiați, vă dă lumea la ce fericit timp, băi mea, Nil, luați highlighter, faceți așa. Vedeți? 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 Pericol! Ce pericol? Pericol! Pericol de... Oh my god! M-am lovit, borăsc! Vreau la spital! Nu spune fondul de tela bine pe perete că îți dau cu sau! Hai să facem interviul la 73 de întrebări de la Vogue. Și ce ai făcut astăzi? Nu, asta e întrebare din Vogue? Da. M-am machiat. Și unde merge seara aceasta? Nu știu. Sunt la... două posibilități. Ori la bal, ori la... La spital. Ce părere ai despre vremea de afară? Sepia. Sepia? Da. Nu este sepia, mi se pare că e albastru. Nu știu, oribilă, măcar te ninge. Îți place iarna? Da, foarte mult. Văd. Ești faină. Faină. Cu fulgi. De unde ai cumpărat-o? De la Second. Cu câți bani? 3 lei. Da? Da. Ok. Unde s-o porți? Seara asta. Goală? Da, goală. Numai cu asta ies. Da? Filmezi mirigăi. Și... ce mesaj ai pentru oamenii care te urmăresc? Doamne, ferește, mă mânze! Ce? Vă cumpărați valeria mea de la Oșlandea cu 10 lei? În caz că aveți nevoie... Ce faci cu geamul ăsta? Mi-e ți-i cald? Câte grade sunt în cameră? Oh my god, prea multe! Și... dar cum se schide? Nu se schide. Așa. Și acum ce vrei să faci? Să mă țiu. Da? Și un mesaj de adio? Stai mai frumos că îți bate lumina, vreau ce arăți ca Voldemort. Mesaj de adio. Nu vă puneți prea mult fond de ten pe față. De ce? Când după să văd porii. A. No, ne-a părut bine de cunoștință. Ciao! Ce fain ai. De-aia zic, m-am oprit să mănânc o ciorbă de legume. Ce vrei? Relu! Nu, stai un pic, ne-a trimis Sonia lui iubită su poză cu ea ca să vadă că s-o machia frumos, focusează odată, așa, și ăla au dat zoom și în telefonul ei, lângă ea, apare o față care nu e Andrei, care nu sunt eu, că eu eram la laptop, dar de oricum, trebuia să fiu lângă tine, uite-te că e mâna ta. Da.
Ce face? Nu știu. Hai bem un vin. Noi suntem cu Raluca la Bovești. Toare mi-a dat numele, Raluca la Fantomă. Eu încă nu m-am spălat pe cap. Au venit și fantomele aici, vine și zăpada. Acum ne-am oprit că avem un moment de breakdown emoțional, că a trecut 8 ani de când a apărut Camp Rock 2. Ce faci? Aștept pe devinovată. Știți ce interesant, că de fiecare dată când sunt nostalgic și mi dor de clasa 7-a, mă spăl pe cap și lasă să usuce singur. Sărac, ești tu cu meta. Să rămână, nu-mi place unghiul ăsta, așa. No, eu m-am, aia nu era ok. Mi-am rochea asta? E cam transparentă. Crezi că arată ok? Nu, dar n-am haine, că săracă. Mulțumesc. N-am haine, că nu-s la mine, dar sărac, oricum. Casual. Și dacă îmi pun eu capul, mai apar tu. Screacă-ți fondul de ten de cămașa mea neagră. Da, și acum pentru final m-am gândit să vă fac o dedicație scurtă, pentru că știu că lui Puffy îi place foarte mult. Să mă joc cu make-ul ăsta. Să rămână mama mea. Și vă mulțumim că ne-ați fost alături. Noi asta facem înainte să ieșim în oraș sâmbăta. Când așa, ieșim de sâmbăta de dimineață ne apucăm și terminăm seara. Cât e ceasul? Vreo 9. Vreo 10. Vă mulțumim că v-ați uitat la noi și... No. Pup. Pup? Da. Pup. Jos. Doamne! Ciao!